Cupa Sfânta Maria la fotbal a debutat în urmă cu câteva zile și a continuat și astăzi pe stadionul din Braniștea, acolo unde 4 echipe de copii s-au prezentat la startul competiției, pentru a face sport, dar și pentru a dovedi că prin sport se poate merge înainte. Inițiatorul cupei este un pasionat al fotbalului, Remus Gușă, care ne vorbește despre scopul și desfășurarea competiției. La startul acestei competiții s-a aliniat un număr de 4 echipe: Speranțele Giurgiuvene Giurgiu, Speranțele Giurgiuvene Malu, Speranțele Giurgiuvene Băneasa și Voința Slobozia. Este o cupă care a prins foarte bine, copiii sunt entuziaști, sunt nerăbdători să înceapă partidele. Deocamdată competiția este în faza în care echipele joacă între ele. Cupa se va înmâna pe 14 august, zi în care sunt planificate finalele. Pentru copii e sarea și piperul competiția, degeaba ne antrenăm dacă nu avem o competiție care ei să-și etaleze tot ceea ce am învățat la antrenamente. Cum se prezintă echipa dumneavoastră? Crește de la competiție la competiție, ai mei sunt mult mai mici pentru că așa am făcut eu selecția de la o vârstă mai fragedă și ei de fiecare dată au fost dezavantaj datorită vârstei și staturii, dar pentru mine e un câștig. Ei nu o să înțeleagă cât e câștigul ăsta, se cam supără, dar asta nu e nicio problemă, ei cu timpul o să-și dea seama că e mult mai bine pentru ei să aibă competitori mai mari care să bată. O să mai crească, când o să le vină rândul și lor, când o să confirme? Ei deja au confirmat, a fost organizată în oraș la categoria lor de vârstă, Mizăm pe fotbal, a fost în parcul copiilor și am câștigat trofeul la nivelul de 10-11 ani, 9-10-11 ani la care ei se găsesc acum. Cum e la fotbal, cum se pare competiția de astăzi? Este foarte frumoasă, având în vedere că este pe teren mare, ne mai dezvoltăm mușchii, alergăm mult mai mult decât pe terenul sintetic. E frumos. De când ai început fotbalul? Eu vin de la aici, la Nearemus, de un an, dar joc de mic fotbal. Astăzi am avut un meci greu cu Giurgiu și sper că data viitoare, când o să mai avem, să nu se mai întâmple, să revin mai puternici. Ce s-a întâmplat, de fapt? Astăzi nu ne-am descurcat destul de bine cum ne descurcăm în celelalte meciuri și, cum am spus, să ne descurcăm pe parcurs mai bine. De fotbal m-am apucat prin prisma unui prieten și la fotbal vreau să ajung departe. Cât de departe? La echipele mari. Care este idolul tău? Alexandru Chipciu. Și la nivel internațional? Messi, Lionel Messi. Am jucat și o să joc și vreau să câștig cupa. De când te-ai apucat tu de fotbal? De vreo 3-4 ani. Și cine îți place cel mai mult în fotbal? De Messi. Și la nivelul nostru național? De Chipciu. Meciul săptămânii rămâne cu siguranță Astra-West Ham United, partida așteptată cu nerăbdare de mii de suporteri giurgiuveni. Antrenorul Marius Șumudic a vorbit jurnaliștilor despre cum vede el această partidă. Aflat la conferința de presă de la Giurgiu după meciul Astrei cu FC Viitorul, Gică Hagi a vorbit și el despre giurgiuveni. West Ham este West Ham. Nu este nici, cu tot respectul, nici Partizan Belgrad, nici de până Bosnia, de până astea, nu. Este o echipă care a cumpărat jucători, acum a luat un vârf de atac de la Atletico Madrid, a cumpărat jucători de 80 și ceva de lire sterline, milioane de lire sterline numai anul ăsta. Deci vă dați seama ce meci ne așteaptă. Cum vor fi aceste zile până la meciul cu West Ham pentru dumneavoastră? Incursiune la farmacie, calmante, să mă odihnesc, să ajung bine și sper să iau cele mai bune decizii, să fac ceva pentru clubul ăsta și să rămânem în istorie. Fiindcă pentru mine am spus, să scos pe West Ham United, o echipă care numai din banii de televiziune are 113 milioane de pounds, vă dați seama, noi suntem mult departe. Ce șanse le-a acordat celor de la Astra pentru meciul cu West Ham? Păi eu știu că Astra acum un an s-a calificat cu Lyon. Și de ce nu și acum? Să revii de la 2-0, să faci 2-2, chiar dacă am vorbit cu Șumi și mi-a zis că au o echipă extraordinară, cei de la West Ham, cu bugetul care l-au și jucătorii care i-au cumpărat. Dar un meci acasă, există calitate mult în lotul Astrei, mai ales de la mijloc în sus, unde pot face diferența în orice moment.
Ați văzut și astăzi, sunt foarte puternici la faze fixe, cred că una din echipele cele mai bune din România, la faze fixe, ei și noi. Și noi stăm bine, le-am zis echipei că noi și ei stăm foarte bine la faze fixe, pentru că avem executanți foarte buni, cum și ei au executanți foarte buni și jucători foarte buni de cap. Așa că și noi și ei cred că o să marcăm multe goluri din faze fixe, pentru că cred că avem oameni care bat foarte bine lovituri libere și care dau și bine cu capul, executanți foarte buni și s-a văzut. Mâine de la ora 18:30 este programată la stadionul Marin Anastasovici întâlnirea oficială cu presa de dinaintea meciului cu West Ham United din turul 3 preliminar al Europa League. Va fi o întâlnire în care staful echipei va anunța lotul care joi seara va intra pe teren. Apoi, începând cu ora 19, este programat antrenamentul oficial al Astrei, la care pot participa și fanii echipei. West Ham nu va organiza activități de presă la Giurgiu, ci doar la București și asta tot mâine după sosirea în România. Și în finalul rubricii Sport, confirmarea unei știri dezvehiculate în ultima perioadă. Înainte de meciul cu West Ham, Ali Beck și-a revenit și va putea juca cu englezii. În acest moment, Ali Beck se antrenează la 100%, este în lot pentru meciul cu West Ham, a spus Șumudică la DigiSport. Astra Giurgiu se apropie de unul dintre cele mai importante meciuri din istoria clubului. Joi 6 august de la ora 21 pe stadionul Marin Anastasovici, Astra Giurgiu vs. West Ham United, o partidă pe care nu o puteți rata. Veniți pe stadion și susțineți Astra Giurgiu.